Deci, mă uitam zilele astea printre comentarii și am dat peste unele specimene de oameni care consideră că în jurăturile din videourile mele sunt, vai doamne, ostentative, cu mesaje gen: bă, băule, futuți morții, mătii, nu mai înjura că nu-i frumos, mă, să uită copii. Meditez în viscol, bând din briscor, ăștia pun cât un tranzistor, își ia urma de la tristor. Eu unul chiar nu pot să-i înțeleg pe aia care susțin faptul că dacă înjuri, ești handicapat mental sau destul de redus la cerebel. Pentru că după mine este total fals din toate punctele de vedere. Aproape. Pentru că sunt sigur că atât voi, cât și eu știm cel puțin o persoană care înjură și nu cade în categoria redușilor mentali. Discutabil. Și mai are rost să precizez că tot aceiași oameni care susțin că numai retardații înjură mai spun și că dacă asculți rock e satanist și că pământul e plat, mare rost? Este adevărat că există contraexemple o grămadă, adică o să vezi cu călăria care scuipă semințe pe stradă și poartă mocasinii la munte că înjură de toate mamele și tații lor, dar în majoritatea cazurilor, înjurăturile cele mai pertinente vin de la cei intelectual sau cel puțin stabil mental într-un fel sau altul. Muie, garda crede că ne-a luat banii de cuie, nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Uite, mă dau pe mine ca exemplu pentru început, ca nimeni să nu se simte atacat și după am să continui cu lista. Eu sunt tipul de persoană cu educație ok, care merge la școală și mănâncă totul din farfurie. Aproape. Și cu toate că din punctul de vedere al societății sunt considerat ca fiind cu minte, credeți-mă că nu sunt. Spre exemplu, dacă în momentul ăsta un preot m-ar spovedi, ar zice că sunt un sfânt. Dar asta nu înseamnă că în mintea mea nu înjur de toți morții, oricui mă enervează. Bă, ce pute sub sutana asta să-mi bag pula. Înjurăturile după mine pot fi de două tipuri. De prost gust sau satirice. Adică poate trei tipuri dacă o adaug și pe aia spontană. Știi tu, aia în care din greșeală fuți un deget mic în colțul patului. Ai de pizda, măsi! Eu trag în piept, el suflă în fluier, cu lanterna în ochii dau la muie. Înjurătura de prost gust. Tipul ăsta de înjurătură este cel mai des întâlnită și se regăsește la fiecare colț de bloc și în special în ghenele de gunoi. Exemplu, un cocalar care vorbește cu cineva. Bă, pulă, pulă, ha, 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 ha. Da, bă, pulă, ești nebun, pulă, pulă, ha, ha, ha. Poate te întrebi ce chestia asta e de prost gust? Ei bine, pentru că tot ce a spus au fost chestii total random, neamuzante, care, per total, nu a dus cu nimic în plus la orice discuție ar fi avut el cu acel cineva. Nimic de calitate, cel puțin. Da, bă, pulă, ești nebun. O mână pe volan, îmi pulă o minoră, mă îndrept spre iad cu 200 de kilometri la oră. Înjurăturile satirice sau alea care mai sunt utilizate la transmiterea de muie în cantități uriașe prietenilor dragi. De exemplu, dacă auzi o înjurătură care te face să râzi, de la mine sau de la mulți alți youtuberi, aia va fi în cele mai multe cazuri una de tip satiric, adică va fi sub o formă de glumă. Bă, bă, i-am dat headshot lui măta cu pula. Uite, adăugatul cuvântului pula în orice propoziție, după mine nici măcar nu se pune în categoria înjurăturilor în vreun fel. Pentru că să fim serioși, româna mi se pare chiar una dintre cele mai bune limbi în care poți să te exprimi și să-ți bați pula cum vrei tu. Și poate că mai sunt și altele gen, habar n-am, suedeză, dar nu mă bag, man, nu mă bag. Adică, adaugi băgamia și puncte, 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 pula în orice frază și deja devine de sute de ori mai expresivă și mai amuzantă, dar depinde de caz. Exemplu, dacă cineva îți spune pe un ton supărat: băgam iaș pula în măta, cred că știi că ai beli pula. Dar dacă un prieten de-al tău spune în glumă: bă, băgam iaș pula în măta, cred că știe că el a belit pula. Bine, acum nu spun că trebuie să înjuri neapărat ca să fie amuzant, cu siguranță nu, dar spun că atunci când ești în cercul tău sau în zona ta în care te simți tu bine, în zona ta de confort, poți să te exprimi cum dracu vrei tu, că de-aia e zona ta ca să poți să faci ce vrei. În cazul meu, pe YouTube și specific pe acest canal. Bine, sunt unii care spun: ăsta înjură că e pro și crede că e mai amuzant așa, dar nu. Nu vorbesc 100% în toate cazurile, că de multe ori și o persoană total conștientă de ce spune și zice și face, tot poate să scape o pulă, o țâță, un cur din greșeală. Dar eu, spre exemplu, când înjur, o fac că așa îmi vine mie, nu din niciun alt motiv. Și dacă ați mai văzut din videourile mele alea gen cu gameplay-ul la Outlast, mă înțelegeți. Fucking urăsc librăriile.
fucking urăsc. Puta, Dumnezeu, știam eu de ce urăsc librările. Muie, garda crede că ne-a luat banii de cuie. Nu cumpărăm, plantăm, deci muie. Și probabil vă întrebați, până la urmă, cum e ok să înjur după standardele tale de la Bagiu Masochist, ha? Vă spun imediat, nu trebuie să existe standarde în pula mea. Fiecare să zică ce vrea, atât timp cât nu-l afectează pe celălalt. Iar, dacă se întâmplă ca celălalt se simtă afectat în vreun fel, vai doamne, persoanele alea două în cauză să-și rezolve problema într-un fel sau altul. Aici este restul dumneavoastră, vă mulțumim pentru cumpărături și vă mai așteptăm. Bă, tu ai zis ceva de mama, mă! Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi și nu uitați că voi, da voi, formați cea mai șmecheră comunitate de pe întreg YouTube-ul. Uite aici v-am rugat sâmbătă să faceți ce vor bucile voastre cu poza asta pe Facebook. Și cei care nu ați dat like la pagina noastră încă, nu uitați să o faceți pentru că acolo postez o groază de căcaturi, man. Cum ar fi wallpaper-ul ăsta gratis pentru telefoane. Kawaii! Nu? În fine, uite asta a fost poza pe care v-am dat-o și uite ce a ieșit. Nu? Și acum pentru fiecare persoană care a lăsat un like și un subscribe, maybe un share, va primi gratis prin fan curier un PC nou spoleit cu aur de 24 de carate, i7, Nvidia pula mea 980 ceva pe acolo, fără glumă, intrați pe pagina de Facebook și vezi cu ochii tăi. Păi ce crezi, bă, că noi glumim sau ce? Alpaca King out! Alpaca, paca, 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 paca. Bă, la ce pute sub sutana asta să-mi bag pula?